Gândește, România! Ascultă și nu îndrezni ca și de data asta să-mi întorci spatele. Ascultă și nu te preface că nu înțelegi ceea ce-ți spun. Suntem generația despre care fiecare are câte ceva de spus. O altă generație de sacrificiu, o statistică, pentru că așa vreți voi, oamenii care defilați astăzi pe toate televizoarele. Suntem o generație de sacrificiu pentru că ne trimiteți la școală și nu ne plătiți profesorii. Suntem o generație de sacrificiu pentru că ne trimiteți la școală și nu ne dați manuale. Pentru că nu vă pasă dacă locuim până la 30 de ani cu părinții noștri. Pentru că nu vă pasă dacă mai avem vise sau nu, dacă mai avem speranțe. Voi ați greșit? Voi să răspundeți. Ați dat șpagă ca să intrăm în NATO. Ați dat șpagă ca să intrăm în Uniunea Europeană. Ați dat șpagă ca să puteți fura. Ați pus slugi în funcție de decizie. Ați înființat instituții care să vă păzească atunci când furați. Și furați, furați, furați. Voi ați greșit. Voi să răspundeți. În țara noastră ne-ați făcut sclavi, slujitorii altora. V-ați șters la fund cu istoria și cu strămoșii strămoșilor noștri. Toate astea doar pentru un singur blic de mâncare pe care vi l-au oferit străinii. Ne-ați luat dreptul de a fi români, români în propria noastră țară. Ne-ați împărțit în buni și răi, frumoși și urâți, proști și mai puțin proști. Suntem o generație fără identitate. Suntem doar o generație eșantionată corect pentru alegeri. Suntem masta voastră de manevră. Suntem lipitorii voștri de afișe. Suntem spălători de vase în restaurantele voastre. Suntem vânzători în magazinele voastre. Suntem acolo unde vreți voi să fim. Suntem o generație fără identitate. Nu avem viitor și voi aveți grijă zilnic să uităm de trecutul nostru. Nu vă pasă de unde venim sau unde vrem noi să ajungem. Nu vă pasă de noi, așa cum nu vă pasă de părinții voștri. Nu vă pasă de nimic. Gândește, cât crezi că mai pot dura toate lucrurile astea? Vă pasă de putere, de protejații voștri, de parlamentul vostru, de guvernul vostru, de securitatea voastră. Vă pasă doar de miliardele voastre. Nu dați doi bani pe oricare dintre noi. Nu aveți remușcări și regrete. Nu aveți milă și decență. Nu aveți curaj să veniți în școli sau facultăți. Între noi să ne vorbiți și să ne atingeți, să ne întrebați și să ne răspundeți. Nu știți cine suntem, dacă suntem, cât suntem. Nu știți ce vrem, de ce vrem, dacă vrem. Nu știți ce ne doare, dacă ne doare, de ce ne doare. Nu știți nimic din ce ar trebui să știți. Gândește, cât crezi că mai pot dura toate aceste lucruri? Nu știți, nu vreți, nu vă pasă. Nu ne cunoașteți, nu ne respectați, nu ne înțelegeți. Această generație poate fi coșmarul vostru. Pentru că nu vom tăcea, pentru că vom spune, pentru că vom striga, pentru că ne vom organiza. Această generație va fi coșmarul vostru pentru că asta meritați. Pentru că nu mai vrem să fim șoferii și sclavii voștri. Pentru că vrem case și locuri de muncă și vă vom cere socoteală. Așa cum știm, așa cum vom crede de cuvință. Pentru că nu vom mai lipi afișe și nu vom mai locui cu părinții. Pentru că nu mai vrem să ajungem salahori și spălători de vase după atâția ani de facultate. Pentru că de astăzi așa vrem noi, indiferent ce gânduri aveți, indiferent dacă vă pasă sau nu. Pentru că generația noastră nu știe de glumă și pentru că voi nu știți de frică. Pentru că vrem și noi copii, case, familii și locuri de muncă. Pentru că vrem exact ceea ce voi ne dați și pentru că ne-ați luat ceea ce aveam mai de preț, identitatea. Gândește, România! Ascultă și nu îndrăzni ca și de data asta să ne întorci spatele! Gândește!